concluzia doamnei Simona mi s-a părut una extrem de pertinentă și anume că de fapt tot ceea ce se întâmplă acum este o luptă între cele trei cupluri. Adică Roberto este săgeata lui Hatice și a lui Mihai, și cumva încearcă să îi provoace pe acei doi băieți, Dani și Antonio, să îi destabilizeze, să îi elimine. A încercat prin tot felul de discuții cu Beatrice, cu copilul Mariei și așa mai departe. A văzut că nu merge cu Antonio și că ei doi încă sunt de mână. A început cu toate aceste discuții din ultima perioadă. Poate, poate o să dărâme acest cuplu. Țineți cont de treaba asta și ascultați-mă că fix despre asta este vorba. Roberto este doar un pion care face jocul lui Hatice și al lui Mihai. Ăsta e și motivul pentru care ei sunt acolo și îl apără, îi dă benzină cum ar veni ca să lupte în locul lor. Dani Antonio ar fi trebuit să-și vadă de treaba lor și să nu se lasă provocați. Acum sper din tot sufletul ca cei din producție, văzând care este realitatea, să nu pedepsească acești doi băieți, pentru că chiar nu au de ce să-i pedepsească în condițiile în care nu au făcut altceva decât... Să încerce să scape de aceste provocări aduse de către Roberto. Așa că vă rog din suflet, faceți ceva să ne luminăm cu toții și să nu ajungă băieții aceștia la eliminare, pentru că, sincer, chiar n-ar fi corect. Chiar n-ar fi corect.